De la luptele a sute de candidați pe un singur loc la buget, acum suntem în coada Europei cu cei mai puțini absolvenți de învățământ superior. Tinerii vor certitudinea unei cariere bine plătite, însă la final puțini aleg să-și continue studiile. Potrivit unor studii, un sfert dintre respondenți nu au posibilitatea financiară să se înscrie la facultate, nu doar datoria taxelor școlare, ci și chiriilor, pentru că locurile la cămin sunt din ce în ce mai limitate. De asemenea, cât mai mulți tineri consideră că studiile nu-i vor ajuta cu nimic, însă părerea vârstnicilor este alta. Considerați că facultatea este un lucru esențial pentru succesul vieții? Da. Consider că fără studiu, astăzi este greu să te descurci. Generațiile astea toate tinere vor numai bani. Banii nu se câștigă dintr-o dată. În regiunea Balcanilor este o problemă, că vor în o zi, două, o săptămână să devină bogați, ceea ce nu se poate. O slujbă în paralel cu facultatea este utilă și uneori chiar necesară pentru ca studenții inteligenți, fără posibilități materiale, să se poată întreține, să îi ajute să devină independenți și, bineînțeles, să poată urma o facultate. Crezi că este un lucru pozitiv ca tinerii să muncească în timpul studiilor? Da. Pentru că trebuie să învețe să devină dependenți de la vârste fragede. Unii dintre studenții care lucrează încă din timpul facultății vor avea un loc de muncă asigurat la terminarea studiilor, dacă vor reuși să și-l păstreze pe cel din timpul facultății. În cel mai rău caz, la terminarea studiilor vor fi lucrat deja câțiva ani și nu vor mai avea salariu minim. Venitul va fi mai mare datorită experienței acumulate. În plus, experiența muncii îi va ajuta să se responsabilizeze mai devreme, să învețe să-și folosească banii în mod eficient.